Și în cazul în care mai avem uituci printre voi, telespectatori, eu, de exemplu, nu mai țin minte, sincer să vă spun, nici ce am mâncat aseară și ați uitat faptul că v-am spus la începutul săptămânii despre Festivalul Internațional de Film de la Berlin, avem acum un mic reminder. Haideți să vedem ce se întâmplă acolo și despre ce e vorba. Cea de-a 73-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin a revenit la formatul său obișnuit după câțiva ani de restricții pandemice. Pe 400 de filme au fost programate pentru difuzare în perioada 16-26 februarie, cu un nivel ridicat de exprimare a sprijinului pentru persoanele din Ucraina și Iran, pe fondul războiului și al tulburărilor continue din cele două țări. Ediția din acest an a Berlinalei a debutat cu comedia She Came To Me, regizată de Rebecca Miller, cu Peter Dinklage, Marisa Tomei și Anne Hathaway. Cele 18 filme intrate în competiția pentru Ursul de Aur din acest an reprezintă aproape toate formele de exprimare cinematografică, de la filme de animație la documentare, comedii și melodrame, drame și filme istorice, precum și filme care se bizuie pe performanțe actoricești de marcă, dar și filme purtate pe umeri de actorii naturali, conform anunțului făcut luni de organizatorii Festivalului de Film de la Berlin. Actrița americană Kristen Stewart, celebră pentru rolurile sale din producțiile Spencer și Twilight, prezidează juriul internațional din acest an. În total au intrat în competiție producții din 19 țări, dintre care 15 vor fi prezentate în premieră internațională. 6 dintre aceste filme au fost regizate de femei. 11 dintre regizorii filmelor intrate în competiție au mai fost prezenți la Festivalul de Film de la Berlin, 8 dintre ei concurând pentru Ursul de Aur la edițiile trecute. După o acalmie de 3 ani din cauza pandemiei, volumul de filme care își caută distribuitori sau finanțare este la un nivel record, 827 de filme din 121 de țări, încercând să atragă atenția a 1168 de potențiali cumpărători potrivit organizatorilor. Înființat în orașul divizat în perioada războiului rece, Festivalul de Film de la Berlin a avut întotdeauna o componentă politică, mai accentuată anul acesta când se împlinește un an de la invazia Rusiei în Ucraina sau în contextul protestelor antiguvernamentale din Iran. Berlinala este unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, alături de cel de la Cannes și cel de la Veneția. Și cu cine putem noi să vorbim despre Festivalul Internațional de Film de la Berlin și despre film în general, dacă nu cu doamna Irina Margareta Nistor, care ce credeți se află chiar în Berlin? Bună dimineața! Noroc cu ei că a avut cum să ajungă până aici, că a avut un sponsor, bine, nu vi-l spun, îl citiți voi separat. În orice caz pot să vă spun că a fost într-adevăr o atmosferă din asta palpitantă, nu numai pentru cei care au participat la acest festival, ci și pentru cei care au venit să vadă filmele. Era entuziasmul mult mai mare ca pe obicei, sările pline, sările foarte mult schimbate în perioada asta pandemică, adică au fost modernizate, sunt mai comode scaunele, adică au mulțit numărul de săli, deci au avut mare grijă de cinema ca lumea să se întoarcă acolo și în general toate pledoariile pe care le-au făcut pe scenă, indiferent că e vorba de organizatori sau de miniștri care au fost foarte prezenți la acest festival, miniștri germani, care sunt niște doamne de altfel, de obicei, au avut grijă să amintească, într-adevăr putem să le vedem și de la noi de sufragerie, dar totuși cu totul altceva e să vedem alături de noi, pentru că o parte dintre ei, bineînțeles, apăreau la sfârșit pe scenă, sau cum a fost John Baez, care mai mult decât atât chiar ne-a și cântat. Sunt foarte curios cum arată orașul odată cu acest festival. E o atmosferă aparte? Orașul e ușor schimbat, sunt multe lucruri, sunt multe magazine care s-au închis, altele care au căpătat altă direcție, inclusiv sponsorii lor s-au schimbat, care erau de ani și ani de zile, adică sunt niște modificări clare, dar, cum spuneam, alergătura spre sările de cinema și dorința de a ajunge în sările de cinema e foarte, probabil că unde a și fost fructul oprit, nu? Aproape 2 ani. Știm foarte bine cum a fost la noi, că au fost cinematografele închise.
Din informațiile pe care le avem, la festival rulează undeva peste vreo 300 de filme. Și vreau să vă întreb care a fost cel mai lung maraton de filme pe care l-ați vizionat. Câte au fost? Șase, mai mult de șase nu se putea practic, pentru că ei nu proiectează peste miezul nopții, decât cel mult așa până la 12:30. Deci începeam dimineața, cam în fiecare zi am văzut 5 sau 6 filme, așa încât am reușit să-mi fac o imagine foarte exactă, pentru că le-am văzut numai pe cele din competiție și pe cele clasice și pe cele venite din țări mai rare, adică am reușit să cuprind foarte mult, pentru că și mie mi-era poftă, nu? Să văd mai multe. Și anul trecut era complicat. În sală se stătea cu distanță, se făceau testele zi de zi, se pierdea o grămadă de timp, așa că acum cred că suntem mult mai recunoscători că am reintrat în normal. Din ce ați reușit să vedeți până acum, este vreun titlu care v-a atras atenția în mod special, poate prin poveste, poate prin rolurile actorilor, mă gândesc? Prin toate și vreau să sper că tot diseară să dau premiile, așa încât sper să o fi nimerit. Foarte tare mi-a plăcut un film care vine din Coreea de Sud. Știm bine că și în momentul de față pe marile ecrane în România există Decision to Live, a lui Chan Pauk, care e tot din Coreea de Sud. Ei bine, acum au venit cu un film care se cheamă Vieți trecute sau Într-o altă viață, care are tandrețea necesară. Cred că se întrerupe puțin, vor reface colegii mei din regie imediat legătura. Cu siguranță sunt foarte multe filme interesante, sunt sigur de treaba asta. Și dacă nu avem încredere în ce ne spune doamna Irina Margareta Nistu, atunci în cine să avem încredere? Cu siguranță aceste filme le vom vedea și noi poate puțin mai târziu. Și aș mai vrea să vă dau o informație, dragilor, până se va reface legătura. Și-a revenit, Victorie! Voiam să vă spun... Am văzut că sunt acolo prezentate la festival și două filme românești, chiar dacă ele nu participă la competiție, din câte am înțeles. Nu participă la competiția mare, dar au șanse în alte direcții. Avem Mamalia, în primul rând, despre care s-a discutat mult că seamănă cu un film din competiția mare, Manodromul, și că e de fapt o imagine a filmului celuilalt, să zicem așa, în indigo și puțin schimbate. Una fiind în alb, cealaltă fiind în negru, pentru că la nostru este o componență feminină exclusivă, dincolo una masculină. Iar în cea masculină e interesant, pentru că apare și acolo un român, vine Ghiță Mureșan și are momentul cel mai frumos. Apoi la documentare, din nou, există șanse pentru un film absolut extraordinar și care are legătură cu ce spuneați înainte, inclusiv cu Iranul, se cheamă Între două revoluții. Și este a lui Vlad Petri și e povestea a două fete care au fost colege de facultate, una din Iran, una din România, în anii 70, și care continuă să aibă o legătură doar prin scrisori, care scrisori sunt interceptate de securitate, și povestea este parțial adevărată, în sensul că e inspirată de scrisorile care au fost regăsite în dosarele de la securitate. Deci cred că și acolo sunt niște șanse. În plus, mai există serialul pe care o să-l vedem și noi pe HBO în luna mai, și care este, se cheamă Spy Master, un maestru într-adevăr al spionajului într-un oraș în care există un muzeu al spionilor și este și podul spionilor filmului Spielberg, adică totul se învârtește în jurul ăsta. Dar pe de altă parte, filmul este despre pace, dar când e un actor atât de carismatic cum este Alec Secăreanu, cred că e foarte puțin credibil. Da? În sfârșit, pentru străinii care nu știu despre ce e vorba, li s-a părut palpitant, așa încât când o să vină acasă să înceapă toate comentariile. Cât de important este să fim și noi, să apărem și noi acolo cu țara noastră la un astfel de festival, mă gândesc pentru evoluția industriei. În România am observat un lucru, mie cel puțin, de mic copil, nu mi-a fost dat să văd așa ceva. În ultimii 2-3 ani, poate mai mult, am văzut români formând cozi peste cozi să vadă filme românești. Cât de important este să mergem și să punem aceste lucruri frumoase pe care le vedem noi aici în țară și peste granițe?
Cele la care au fost cozi interminabile nu să călătorească în mod special, pentru că erau așa, știi cum se spune, era un fel de produs local, adică pentru noi în mod special sau mereu pentru publicul nostru. Pe de altă parte, important să fim aici, ca lumea să ne știe, să fie mai mult ca în alte cazuri locurile să fie sold out când e vorba de un film românesc, indiferent cum ar fi el și indiferent dacă se zice pe parcurs să mai ridică din sală și mai pleacă, dar inițial avem o foarte bună reputație și dacă nu am avea un sprijin financiar și o prezență și aici ar fi foarte trist. Și cum îți spuneam mai înainte de Ghiță Mureșan, care era acolo și toată lumea a fost fericită și a știut că este român, tot așa au știut în filmul despre Boris Becker atunci când a apărut Ion Țiriac. Adică am fost foarte prezenți cu părțile noastre cele mai bune și mai dragi și cred că într-adevăr cu o imagine de țară importantă. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de noi în această dimineață și vizionare plăcută în continuare la festival, cu siguranță mulți dintre telespectatorii noștri. Mai am câteva filme bune de văzut, între altele unul care are 100 de ani și care este al lui Chaplin. Super, super tare! Vă mulțumim foarte mult că v-ați rupt puțin din timpul dumneavoastră ca să fiți și alături de noi, să le oferim și telespectatorilor noștri o porție de informare despre ce se întâmplă acolo în lumea filmului. Mulțumim mult! Și eu! Și poate vă întrebați în continuare, după ce am vorbit despre film, despre un alta, nu, oare a stat vreodată să vă puneți întrebări în astea existențiale? Oare astronauții când au fost pe lună, m-or fi lăsat pe acolo, au uitat ceva pe jos, au lăsat vreo pungă, dacă au lăsat ei acolo ceva sau nu, aflăm cu siguranță din materialul următor. În 1969, Neil Armstrong și Edwin Aldrin au devenit primii oameni care au pășit pe lună în cadrul misiunii spațiale Apollo 11. Timpul petrecut acolo de cei doi a fost de 21 de ore și 36 de minute. Au urmat alte misiuni care au dus alți astronauți pe lună. Aceștia s-au întors pe Pământ cu diverse mostre selenare, însă au și lăsat ceva în urmă. Dacă primii oameni care au ajuns pe lună au stat acolo mai puțin de 24 de ore, astronauții din alte misiuni au petrecut chiar și 3 zile, perioade suficient de mari pentru acumularea de gunoi. Însă ei au lăsat pe lună și câteva obiecte simbolice care să ateste trecerea lor. Neil Armstrong și Edwin Aldrin, cei care au făcut aselenizarea, au dus cu ei printre altele un steag american, o insignă a misiunii Apollo 11 și o placă pe care erau două desene ale Pământului, reprezentând emisfera vestică și cea estică, semnăturile astronauților și o inscripție. Inscripția de pe placă e următoarea. Oamenii de pe planeta Pământ au pus pentru prima dată piciorul pe lună în iulie 1969. Venim cu gânduri de pace în numele întregii specii umane. Neil Armstrong și Edwin Aldrin au mai lăsat pe suprafața lunară un săculeț conținând o replică din aur a unei ramuri de măslin ca și simbol tradițional al păcii, dar și un disc de silicon conținând mesaje audio transmise de 73 de șefi de state din întreaga lume, printre care Nicolae Ceaușescu, John F. Kennedy și Regina Elisabeta. Mesajele erau laudative și menționau importanța aselenizării. Aparatura folosită de echipaje pentru filmări sau înregistrări a fost de asemenea lăsată în urmă. Astronautul Edgar Mitchell, Apollo 14, s-a întors pe Pământ cu o cameră foto sub pretextul că nu a avut timp să scoată filmul din aparat. Ulterior, camera a fost vândută la licitație cu $900.000. Pe lună a mai rămas și un telescop placat cu aur, unul dintre americani, Charles Duke, din misiunea Apollo 16, a lăsat o fotografie plastifiată cu familia sa, iar altul, Alan Shepard, comandantul zborului Apollo 14, 3 mingi de golf. Și cum era de așteptat, fiecare misiune a adus câte un steag al Statelor Unite ale Americii. Dragilor, deja îi cunoașteți pe cei de la Quantum Robotics. De data aceasta vin la noi în platou ca să ne prezinte un super, super concurs, LabGrade se numește, iar premiile constă în echiparea a 3 laboratoare de robotică. Țineți-vă bine, dragilor, bună dimineața și bine ați revenit! Bine v-am găsit! Bună dimineața!
Vorbeam puțin mai devreme și îmi spuneai cât de necesar este ca unele școli să fie și ele echipate cu astfel de laboratoare. Care sunt principiile? De ce nu pot unii elevi să participe și ei la competiții? Ce le lipsește? Pentru că robotică nu poți face oriunde, oricum, nu-i așa? Da, sigur. În principal, noi am avut suport foarte mare din partea școlii, ne-a ajutat cu multe lucruri, mai ales cu laboratorul și cu spațiul în care lucrăm. Iar ce am observat și de ce am pornit această competiție este pentru că în timp ce noi concuram și mergeam la alte concursuri de robotică, am observat că sunt foarte mulți copii și echipe cu potențial, copii care vor să facă performanță, copii cu minți sclipitoare, care pur și simplu nu au resursele necesare și nu doar din partea școlii, dar și din partea altor sponsori externi. Nu au unelte, nu au un spațiu bun de lucru, nu au lucrurile necesare pentru a concura la cel mai înalt nivel. Și de aceea noi am pornit cu această inițiativă, am lansat proiectul LabGrid, prin care vrem să upgradăm 3 laboratoare pe parcursul a 3 ani. Cu ce se echipează un astfel de laborator? Ce fel de unelte găsim acolo într-un laborator echipat pentru robotică? Vrem să-i aducem și diferite unelte simple, cum ar fi șurubelnițe sau alte scule, ciocane, dar și ustensile mai complicate, cum ar fi un polizor sau o bormașină. Deci sunt echipamente care, iată, vedem, costă și de multe ori școlile nu își permit să investească în astfel de lucruri. Sunt curios totuși dacă sunt elevi care poate la școală nu au aceste posibilități, ei se pot lipi de o echipă de robotică deja existentă sau sunt organizate pe școli? Ei pot face parte dintr-o echipă de robotică din orice școală venind? Depinde foarte mult de liceu și de echipa în sine. Sunt multe echipe care au un regulament simplu unde poate să intre doar copiii din cadrul liceului, la fel ca și echipa noastră, echipa liceului. Dar sunt și echipe deschise la mai multă lume din oraș, echipe deschise cu taxă, fără taxă. Însă noi încercăm să ajutăm orice fel de echipă nevoiașă sau orice fel de echipă care are nevoie de un asemenea laborator și de condiții. Cred că în ceea ce faceți voi în toată munca asta, pentru că în ce vedem aici cu siguranță e o muncă de ore în șir în spate, cred că ai nevoie și de ceva destul de multă, nu doar ceva, pasiune. Voi cum v-ați dat seama că sunteți îndrăgostiți de robotică? Mie cel puțin mi-am dat seama că mă sunt îndrăgostită de robotică când am fost într-o tabără, dar atunci făceam altfel de roboți și atunci a venit pasiunea și când am ajuns în clasa noua am venit la Quantum Robotics. Atunci au roboții mai simpli. Da. De acolo ți-ai dat seama că poți face lucruri și mai mărețe de atât. Da, mai mărețe. La voi cum s-a întâmplat descoperirea aceasta, revelația? Eu am început prin clasa noua cu robotica prima oară, când deja făceam destul de mult informatică, mergeam la olimpiade și am vrut să încerc robotica fiind ceva similar. Și după am descoperit toată pasiunea pe care aveam față de partea de inginerie, nu doar de programare sau de informatică și pur și simplu m-am îndrăgostit de partea aceasta mecanică, de sisteme, de tot fel de lucruri. Eu am intrat așa din întâmplare, am văzut acolo un anunț că se fac înscrieri la echipă și am zis să încerc, că cine știe, și după mi-am descoperit pasiunea și pentru robotică și pentru inginerie și pentru partea aceasta de management și business și am văzut cât de multe lucruri se pot învăța în echipa Quantum Robotics și m-am îndrăgostit. Practic ai venit acolo, nu știi dacă o să-ți placă, nu o să-ți placă, ai zis hai să încerc să văd da, ce iese. Da. Așa a fost la început. Și iată acum, ceva timp mai târziu, după ce ați descoperit lucrurile astea, avem în față ceva, de dacă mă uit, eu mă pierd cu totul. Deci sunt atâtea cabluri și atâtea fire și atâtea circuite și eu nu înțeleg nimic ce se întâmplă acolo, dar cu siguranță le știe să facă niște lucruri programat de voi. Da, sigur. Ok, păi, nu știu, hai să vedem. Așa din față pot să intuiesc eu că un fel de cleștișor ceva, nu-i așa? Da, este un cleștișor care are un ghidaj automat, folosim câteva roți aderente ce se rotesc. Ok, și cum se mișcă? Putem să vă arătăm. Ok, vă rog. Ia să vedem. Eu sunt fascinat, deci eu sunt... Ok. Momentan avem o problemă cu sistemul de ridicare, am făcut câteva schimbări chiar ieri seară, așa că nu o să putem să punem și sus pe băți. Însă e un sistem foarte similar în care acest robot ia câte un con din față, îl transportă spre creștere din spate, iar creștere din spate îl duce în spate și ulterior se va putea și ridica și se poate și mișca puțin stânga-dreapta pentru a ajuta cu precizia. Mi se pare foarte tare că voi folosiți controlele de PlayStation și stau și mă gândesc cum ați reușit voi să le conectați la sistemul ăsta. Eu nu știu să te conectezi nici la PC, dacă mă lași mă ia mețeala, efectiv. Da, totul e bazat pe un sistem Android, toată programarea e făcută în Java.
Sunt câteva lucruri foarte utile și online pe care le-am învățat singur de pe internet. În general, când prezentați un astfel de robot la o competiție, cam care sunt probele prin care trebuie el să treacă? În cadrul competiției sunt două tipuri de probe. Prima dintre ele fiind efectiv jocul în teren, un meci se desfășoară în două alianțe ce joacă una contra cealaltă, fiecare alianță fiind făcută din două echipe. Practic sunt doi roboți versus alți doi roboți pe teren, iar fiecare dintre cei doi roboți trebuie să îndeplinească câteva task-uri, printre care și a lua conuri și a le pune pe aceste bețe pe care le-am adus noi aici. Iar a doua parte de competiție, la fel de importantă, este jurizarea. Echipa trece printr-un proces de jurizare în care trebuie să-și arate caietul tehnic pe care l-a dobândit și în care și-a documentat procesul de construcție și toate evenimentele pe care le-a organizat în cursul unui sezon. Iar după aceea sunt nominalizați la premii în funcție de specialitățile premiului. A, ok, deci ei stau acolo cu lupa, nu doar pe robot, ci și pe voi, ce ați făcut voi în spate și voi au și pe voi acolo la jurizare. Sigur. Sunt momente cu emoții acolo, adică nu știu, mă gândesc că munciți foarte, foarte mult, investiți foarte mult timp și energie într-un proiect și apoi ăla e momentul final, este punctul culminant al muncii voastre. Trăiți cu emoții, momentele alea sunt... Foarte multe emoții, mai ales când știm că poate un lucru pe care îl spunem sau ceea ce facem în timp ce conducem robotul în timpul meciului va decide viitorul echipei pentru următoarele luni chiar, când vorbim de calificări la etapa națională, la campionatul mondial. Și acolo cred că sunt și momente tensionate. Și dacă ți se ție momentul cum trebuie și totul pus la punct, mă, stai că vii și aia să vedem ce prezintă și competiția. Acum e ca la un sport, aș putea să spun, nu-i așa? Da, e foarte similar cu un sport. Bun, da, antrenamentele sunt totuși diferite. Voi cam cât timp pregătiți, mă gândesc, un robot de când de la stadiul de proiect? Sunteți la o masă rotundă, vă vine o idee. Bă, hai să facem asta. Cam cât durează până când vedem un produs finit, cum este acesta de aici? În general, noi pornim prin septembrie, când începe sezonul nou de First Tech Challenge al competiției, în care ni se dă un nou joc, o nouă temă pe care robotul trebuie să îndeplinească. Noi începem atunci cu ideile, cu un brainstorming și cu proiectarea în sine a robotului într-un software de proiectare 3D. După aceea trecem efectiv la asamblare și la cumpărarea de piese, de bitare, de aluminiu, metale, lucruri de genul. Și într-un final, primul nostru robot sau o iterație de la 0 până la un robot de obicei durează undeva pe la o lună, maxim două. Dar de la competiție la competiție, noi de fiecare dată încercăm să observăm micile defecte, micile probleme la fiecare robot și încercăm să-l optimizăm din ce în ce mai mult. Astfel ajungem de la un sistem, trecem prin foarte multe iterații, ajungând să avem un robot complet diferit fără să schimbăm totul de la început de multe. Ok, deci practic cei care dau direcțiile proiectului nu vă asigură și materiale și tot și circuit, adică voi găsiți singur toate lucrurile astea. Ei vă dau ideea proiectului, dar mai departe voi îl implementați cum considerați voi că ar fi mai... Da, ne este dată foarte multă libertate, mai ales când e vorba de materiale și de piese pe care le folosim în construcție. Am gândit despre eu, aș vrea să mai văd încă o dată cum se mișcă, pentru că mi se pare foarte tare cum e circuitul acela de acolo, că nu știu, se mișcă, se... Dacă nu ne arăți din nou, te rog. Ok. Mă gândesc toate aceste materiale, de exemplu acel spațiu în care trebuie să intre și stă stabil acel con după ce îl pui acolo. Voi asta nu l-ați găsit-o, mă gândesc, a trebuit să o faceți voi pe măsura corectă, care să privească cu conul. Da, absolut toate lucrurile. Adică și muncă fizică, nu doar programare acolo. Absolut toate lucrurile sunt proiectate de noi 3 de înainte, așa că ne este foarte ușor să ne asigurăm că un lucru e perfect atunci când îl montăm. Cum și spuneați, cercul de acolo e fix pe dimensiunea unui con, la fel și roțile sunt la distanța perfectă pentru a ghida un con înăuntru. Adică totul este calculat la milimetru, da. Ca să iasă produsul așa cum trebuie. Mi se pare fascinant. Toate piesele albastre sunt printate 3D pe imprimantele noastre, iar majoritatea pieselor din aluminiu sunt debitate la noua noastră achiziție, o freză pe 3 axe, unde putem să debităm în sine aluminiu și alte metale la noi laborator fără mai aștepta după alți sponsori sau alți furnizori.
Iată cât de importantă e și tehnica pe care o ai, cum vorbeam mai devreme despre laborator. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați venit la noi în dimineața asta și sper că prin astfel de emisiuni stârnim interesul și celor de acasă către direcția asta de robotică. Repet, mie mi se pare fantastic, mi se pare fascinant ce faceți acolo, că de la zero efectiv plecați și ajungeți la un astfel de produs plin de circuite, plin de cabluri, plin de... Eu nu înțeleg nimic, voi știți mai bine, las totul seama voastră că voi sunteți specialiștii. Vă mulțumesc tare mult încă o dată că ați venit la noi și orice proiect ați avea, vă aștept, dragilor, aici să veniți să-l prezentați. Mi se pare foarte tare ceea ce faceți. Mulțumim, mulțumim mult! Dragilor, așa încheiem și ziua de sâmbătă. Ne revedem mâine dimineață, tot fără Georgia, că e tot prin vacanțe, prin lucrurile astea, tot cu mine stați. Așa că să aveți un weekend mirobolant în continuare.